Fraților, există oare vreunul dintre noi care să nu se întrebe ce este omul și cum a ajuns el aici, în această societate, în punctul în care, destul de recent, credeam, după cum afirma Fukuyama, că istoria s-a terminat? De unde venim totuși? Prin ce am trecut? Ce a fost esențial în modul în care ne-am transformat de-a lungul secolelor, dacă nu chiar a mileniilor? Și cât din felul în care funcționează această lume pe care ne-am creat-o, nu este decât o convenție, bazată pe pură ficțiune? De la economie, religie și până la știință, și mai tot ce are ea să ne ofere în viitor. Cine suntem? Și voi merge chiar mai departe. Unde suntem? Ce este acest spațiu care ne înconjoară? Și ce este timpul? Astăzi, la Zayabuc, o să mă opresc asupra a doi autori pe care e foarte posibil să-i fi citit deja sau măcar să fie auzit de ei. Noa Harari, Sapiens, scurtă istorie a omenirii și. Stephen Hawking, scurtă istorie a timpului. Ale Naibi scurte istorii amândouă. Chiar și fizic dacă e să o luăm, însă numai în aparență, pentru că mustesc de informații, concepte și teorii, revoluții care ne-au schimbat traseele evoluției noastre, a viziunii despre noi înșine și lumea înconjurătoare. Două proiecte scrise de doi mari gânditori, un istoric cu ceva pretenții de antropolog, dar cred că departe de a fi unul, și un fizician de renume care ne ajuta să percepem complexitatea și arhitectura acestui univers vast și întunecat în care am fost plămâniți. Acum, dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte sau fraze istoria lui Harari, ți-ai spune următorul lucru. Imaginează-ți că o civilizație extraterestră, mult mai avansată, a nimerit prin galaxia noastră și ne-a observat prezența. Neștiind prea multe despre noi, infiltrează pe aici niște specialiști care să ne studieze rasa și să descopere nu doar stadiul social, politic și modelele economice și culturale după care ne ghidăm, dar și cum am ajuns la ele și care au fost pașii determinanței acestui parcurs. Așa mi se pare sapiens: raportul cât se poate de rece, distant și obiectiv al umanității, realizat parcă de cineva din afara ei. Un fel de broșură pe care o găsești la benzineriile spațiale care spune ia uite bă și păște. Și asta, dacă vrei, este și atul cărții. Obiectivitatea chiar dură a analizei și forma cât se poate de simplă de adresare. Cel mai mare avantaj este că e o carte pe care o poate citi oricine. Da, e și bestseller internațional de câțiva ani, inclusiv la noi. E o carte mereu în topuri, dar despre care am impresia că s-a vorbit prea puțin. Acum, dincolo de succesul ei, este o lucrare chiar dip sau o păcăleală? Ei, eu cred că adevărul e undeva la mijloc. Nu sunt nici de acord cu academicienii care de multe ori au sărit pe Harari pentru simplitatea și automat superficialitatea cu care a tratat aceste etape evolutive umane, arogându-și îndrăznarea dacă cuprinde o uriașă istoria omenirii nici 400 de pagini, dar nu merg mână în mână nici cu cititorii care, fie vorba între noi, n-au pus în genere mâna pe astfel de cărți și au preluat-o cumva ca pe o Biblie unde au găsit adevărul suprem. E o carte însă, dincolo de toate plusurile și minusurile ei, pe care o să le discutăm foarte interesantă, care te provoacă și îți schimbă anumite doctrine cu care mintea ta era obișnuită. Și să revenim la, ia uite, bă, și pe ăștia. Care niște mai muțici, dar care ce să vezi, erau cu mult mai multe decât ne închipuim noi și cu care ne-am mai și amestecat, ne-am și bătut ca am și trăit împreună. Dar în timp se pare că i-am exterminat pe ceilalți foarte asemănători nou, cam cum am făcut și cu speciile de bestii fioroase care odinioară cu trei erau pământul. Acest quest de a cuceri planeta și a domina inclusiv natura a pornit din Africa de Est acum vreo 70.000 de ani. Dar ce am avut noi special față de restul fraților și surorilor noastre? A fost o chestie de șansă, de viteză de adaptare? Ei bine, nu chiar. Pentru că în desaga noastră biologică am avut, se pare, un avantaj covârșitor, și anume limbajul. Vorba aceea veche și biblică, la început, a fost cuvântul. Iar el marchează prima revoluție din cele patru mari pe care Harari le tratează în cartea sa. El o numește Revoluția Cognitivă, o perioadă lungă în care strămoșii noștri au dezvoltat niște skilluri unice de comunicare ce le-au permis să creeze mituri și legende. Au început așadar să gândească în abstract și să-și folosească imaginația pentru a împărtăși idei și a colabora. Și mai concret, au început să se joace cu concepte, cu ceea ce Harari numește ficțiuni comune. Ficțiuni ce vom vedea vor alcătui bazele societăților noastre, care se vor mări considerabil, de la grupuri de zeci la sute, în comunități de mii, zeci și sute de mii, până la imperii. Așadar, succesul nostru, ca specie, pornește de la limbaj și de la felul în care ne putem transmite informații, repet, povești, mituri, credințe și așa mai departe, care nu au o existență fizică sau obiectivă, și mai mult transcend experiența imediată și personală. Un citat relevant din carte ar fi acesta. Nu ai putea convinge niciodată o maimuță să-ți dea o banană, promițându-i banane nelimitate după moarte în paradisul maimuțelor. Limbajul așadar ne permite să gândim în abstract și să comunicăm într-un număr mult mai mare, creând între noi, după cum spuneam, ficțiuni comune. Religiile, ideologiile politice, conceptele juridice sau economice. O firmă, de exemplu, nu există fizic, nu e palpabilă. Identitatea ei juridică este un concept inventat de noi. La fel sunt și banii. Care este valoarea lor? Materialul din care sunt făcuți, designul, doar credința noastră comună în ei definește ca mijlocul pe care ajung să le reprezinte. La fel sunt și națiunile, la fel sunt și drepturile. Ficțiuni comune așadar, inițiate din timpuri străvechi și care ne influențează și astăzi ducând în istorie inclusiv la conflicte, războaiele, de orice fel, fie religioase, fie de expansiune sau reprezentând revolte politice majore, sunt strâns legate de felul în care oamenii au interpretat aceste ficțiuni și au luptat fie pentru a le păstra, sau din potrivă pentru a le schimba. Un număr mare de străini pot coopera cu succes crezând în miturile comune. Orice cooperare umană la scară largă, indiferent dacă este un stat modern, o biserică medievală, un oraș antic sau un trib arhaic. Are rădăcini în mituri comune care există doar în imaginația colectivă a oamenilor. Și iată, din grupuri mici sau foarte mici, putem comunica și colabora în grupuri complexe. Chiar să ne gândim la grupurile din viitor și să purtăm cu noi istoria grupurilor din trecut. Cu cât limbajul s-a dezvoltat, adică forța de transmitere a informației s-a extins cu atât au crescut și comunitățile umane. Și de la vânători cu legători am făcut pasul spre agricultură, adică spre cea de-a doua mare revoluție, una care a avut loc cam acum 10.000 de ani. Un punct che care ne-a schimbat definitiv traseul ca specie și nu neapărat în bine punctează Harari. Adică, da, acest lucru a dus la oprirea continuelor migrații în goana după hrană, la dezvoltarea orașelor și imediat la apariția primelor civilizații, dar a venit și cu sedentarism, boli noi, din cauza schimbării dietei, care înainte era cu mult mai variată. Și mai important decât toate, Ierarhii sociale. De aici, de fapt, de acum vreo 10.000 de ani, începem să ne modelăm atât cât ne duce căpșorul identitatea socială. De aici se dezvoltă sistemele religioase primare, pe de o parte, iar pe de altă parte se formează statul națiune. Bineînțeles, nu peste noapte. Apare scrisul, și nu vă gândiți la scrisul de acum, ci la baza unor notări economice și calcule simple. Agricultura ne permite să fim mai organizați, să avem mai mult timp și astfel facem loc și altor îndeletniciri, ca fierăritul, olăritul sau țesătoria. Avem așadar produse noi și ca să putem să le schimbăm între noi, negoțul e înlesnit prin niște forme rudimentare de tranzacții. Ne întâlnim deci cu primele concepte financiare. Iar aceste negoțuri duc automat la creșterea așezărilor, a târgurilor și așa mai departe. Și extinzându-ne, fiind tot mai mulți într-un loc, pentru a conviețui e nevoie de niște norme de bază, fie ele și de simplă conduită. Și ia ca apar statul și legile. Ficțiunile comune de dinainte se dezvoltă și ele odată cu orașele noastre, cum e firesc, și începem să trăim cu adevărat în societăți tot mai mari. Mi se pare fascinant felul în care Harari reduce cumva evoluția umanității la acest aspect esențial, puterea poveștilor și totodată credința pe care o punem în ele. Efectiv, printr-o lupă extrem de obiectivă, după cum ziceam și la început, chiar cinic de rece, vedem că de fapt totul stă în acest mijloc uman fabulos de a crea mituri. Mituri cu care apoi, odată ce evoluăm, luptăm pentru a face loc altora mai potrivite. Aceste ficțiuni comune sunt extraordinare, pentru că prin forța lor ne-am putut și ne putem adapta aproape oricăror provocări și putem depăși, cum am tot făcut -o în istorie, atâtea obstacole. Dar, în aceeași măsură, vedeți voi, printr-o credință aproape fanatică în ele, reușesc în același timp să ne constrângă și să ne separe până la absurd, dacă te gândești la această perspectivă, în încercarea noastră lamentabilă de a defini naturalul și nenaturalul. Iată un alt citat revelator. Cultura tinde să susțină că interzice doar ceea ce este nenatural, dar, dintr-o perspectivă biologică, nimic nu este nenatural. Orice este posibil, este, prin definiție, natural. Un comportament cu adevărat nenatural care merge împotriva legilor naturii pur și simplu nu poate exista, deci nu ar avea nevoie de nicio interdicție. Odată ce a înțeles cheia ficțiunilor comune și puterea miturilor, Harari merge spre încă două mari revoluții. A treia ar fi unirea oamenilor când apare legile mari, imprimeriile și sistemele financiare în adevăratul sens al cuvântului. Și a patra, revoluția științifică, care a pornit cam din anul 1500 și are loc chiar și astăzi. O ultimă revoluție prin care am început cercetarea necunoscutului. Pentru că, datorită trăirii în societăți tot mai sofisticate, am avut pur și simplu timp să gândim, să analizăm tot ceea ce ne înconjoară. Vorbim de secole explorărilor și experimentelor. Facem salturi uriașe în astronomie, fizică și medicină, pași care ne îmbunătățesc stilul de viață și automat și durata ei. Cel mai ușor de urmărit este poate rata mortalității în rândul copiilor. Dacă înainte era normal ca într-o familie 2-3 copii să moară din cauza bolilor și a condițiilor precare, astăzi, în societățile civilizate, vorbim de o rată de deces prematur de 1 la 1000 de copii. Ei, asta da îmbunătățire ca specie. Și într-un timp am putea spune record. Explorările duc apoi la unificarea lumii până la urmă. Și economia, care se extinde și ea la nivel mondial, la globalizare. Evoluția noastră își mărește considerabil ritmul, avansând uriaș în câteva sute sau chiar zeci de ani, uluitor față de schimbări care înainte durau zeci de mii de ani. Desigur, am scurtat nesimțit de mult ideile lui Harari. În carte lucrurile sunt prezentate mult mai complex, dar ideea de bază este asta. Reanalizarea istoriei prin prisma ficțiunilor comune și a capacității oamenilor de a crea și a alege să creadă în mituri. Și nu doar că Harari ajunge până în prezent, de avem o sumedenie de probleme, dar propune și niște viziuni înspre un viitor incert și parcă sumbru. Prin avansul acesta tehnologic uriaș, prin digitalizare și inteligență artificială. Autorul merge mai departe cu încă două cărți cel puțin la fel de intrigante. Homo Deus, scurtă istorie a viitorului, unde nu mai discută despre cum am ajuns aici, ci unde ne îndreptăm. Și totodată 21 de lecții pentru secolul 21, adică lecții care nu sunt nici despre trecut, nici despre viitor, ci fix despre aici și acum. Iar cărțile astea merită citite, fără îndoială. Putem dezbate mult despre Harari, despre cum mai inserează idei prea de stânga sau culmeapui, prea de dreapta, deși nu e o carte cu implicații politice, despre cât de brutal de simplist poate părea pe lângă niște titluri academice, să zicem, care, analizând doar o perioadă scurtă, ar fi detaliate în, în volume. Putem da să ne contrăm pe multe dintre ideile expuse, dar, vedeți voi toate astea și nenumărate altele le putem face abia după ce citim. Iar dacă ați făcut-o deja, chiar sunt curios să-mi lăsați impresiile voastre în comentarii. Pe Harari îl găsiți și pe YouTube, în multe clipuri, conferințe, de asemenea și pe TED, iar toate cele trei bestselleruri de care am pomenit sunt publicate la Polirom și evident le puteți lua de la prietenii noștri de la Libris.ro. Și pentru că tot a venit vorba de Libris, susținătorii emisiunii noastre, nu doar că vă recomand să vă luați în genere cărțile de la ei, pentru că este cea mai mare și mai faină librerie online din țară, dar făcând asta și sprijiniți în toate superdemersurile lor, de la dotarea școlilor cu cărți și alte materiale necesare, până la investiții în spitale și încurajarea lecturii și promovarea ei în comunități care au nevoie ca de aer de puțină cultură. Nu mai trebuie cred să menționez, dar o să mai fac să fie clar pentru toată lumea, că orice recomandare de-a mea se găsește pe raftul Zayabuk de pe Libris, unde s-au strâns deja peste 100 de titluri din toate genurile posibile. Las as usual linkul în descriere. Și, pe lângă reduceri substanțiale, fel și fel de oferte, puncte pe care le adunați la comenzi, multe cărți cu transport gratuit și așa mai departe, nu uitați că aveți și livrare internațională aproape oriunde în lume și într-un timp record. Și, apropo de timp, iată că ajungem și în Halta, dar cei cu universul ăsta, frate. Cum a început? De când e? Și se va sfârși și el vreodată? Și nu cred să existe o lucrare mai frumoasă. Exact ăsta e cuvântul, în sensul lui cel mai pur. Mai complexă și mai bine explicată și structurată pentru publicul larg, nespecialist în ale fizicii și cosmologiei, decât minunata scurtă istorie a timpului a lui Stephen Hawking. Adică unul dintre cei mai mari teoreticieni pe care i-am avut în ultimul secol, pe care cei mai mulți dintre voi îl știți probabil ca tipul ăla în scaun cu rotile, care vorbea robotizat. Sau poate din filmul dedicat vieții lui The Theory of Everything din 2014, cât Hawking încă trea. S-a stins nu de mult în 2018. Ok, filmul e deosebit, viața lui fascinantă, dar studiile și apoi cărțile sale sunt uimitoare, în special cele câteva care, după cum spuneam, se adresează publicului larg. Și când spun asta, mă refer și la faptul că mie mi-a picat scurtă istoria timpului pe mână, total întâmplător sau nu, cine mai crede în coincidențe, domnule, pe când aveam vreo 15-16 anișori. Și atât de tare mi-a plăcut. M-a zguduit de-a dreptul, încât o vreme bună am fost convins că menirea mea era să dau la fizică și să urmez o carieră în asta. Slavă Domnului că mi-a mai schimbat optica între timp, că sigur făceam vreo nefăcută la cum mă cunosc. Știți voi, Genul ăla de om care e în stare să demonteze și să strice orice ca să vadă cum funcționează. Jucăriile mele rezistau câteva zile, iar când am ajuns la primele PC-uri, nu mai zic de laptopuri, am la activ zeci de plăci arse, siguranțe sărite, mici electrocutări și alte trăznei. Dar să revenim la ale noastre. La ale lui Hawking, adică scurtă istoria timpului, este acel gen de carte care îți deschide orizonturile, mai ales dacă nu știi nimic despre timp în relația sa cu spațiul, găuri negre și posibilitatea călătorii în trecut sau în viitor, concepte ca universul în expansiune, principiul incertitudinii lui Heisenberg, teoria unificării, fizica cuantică, dualitatea de mișcare în valoarea luminii și atâtea altele. De la Aristotel la Ptolemeu până de departe la găuri negre și acele wormhole prin care teoretic ai putea depăși viteza luminii și călători în timp sfidând până și logica. Pentru că ai zbura cu asemenea viteză încât ai rupe bariera foarte curbată a timpului și când te întoarce din aventură, odată aterizând înapoi pe pământ, te-ai putea vedea pe tine în sus decolând. Creând astfel un paradox în timp și spațiu în care nici nu putem bămi cât de raznar luau lucrurile. Cum adică să fim de două ori în același loc în același timp, dar de fapt în timpuri total diferite pentru fiecare dintre versiunile noastre. Spațiul din jur mai este același pentru amândoi sau sunt două spații suprapuse? Și ce s-ar întâmpla atunci? Am bubuit pe loc? Ar bubui totul în jur ca în urma unei bombe nucleare? Sau mai rău, o bombă temporală? Țin minte că eram la liceu și încercam să explic într-o pauză unui coleg treaba asta cu întoarcerea în timp și exemplificam astfel. Că dacă ar ieși pe ușa clasei cu o viteză mai mare ca cea a luminii, atunci când ar apuca de clanță și ar deschide numai puțin ușa, aceasta l-ar izbi în cap. Pentru că, din afara clasei, el cel din viitor s-ar întoarce, s-ar fi întors, s-ar fi fost întors, se va fi întors, naiba mai înțelege, s-ar ciocni cu el însuși, adică. Și atunci mă întrebam, dacă el, cel de acum, care devine pentru cel din viitor, cel din trecut, ar fi lovit de ușă, atunci ăla din viitor, când ar intra, ar avea deja o vânătaie? Există aici și paradoxul părinților. Pentru că, de ar fi posibilă întoarcerea în trecut, ce s-ar întâmpla dacă cineva ți-ar ucide părinții înainte ca tu să te fi născut? Asta mi amintește atât de Back to the Future, cât și de cazul lui Flash, care încearcă să-i salveze mama de la moarte pe când el era copil și modifică prezentul la un nivel inimaginabil. Dar ieșind din lumea ficțiunii și intrând în cea a posibilităților teoretice, pare să avem două răspunsuri aici. Primul, se numește abordarea istorilor consistente. Și acesta spune, pe scurt, că nu ai putea călători în trecut decât dacă te-ai și întors și n-ai schimbat nimic. Poftim? Exact. Iar al doilea răspuns ar fi abordarea istorilor alternative. Și aici, orice ai face în trecut, dacă ai putea călători acolo, în momentul în care ai reveni în prezent, ai intrat de fapt într-o istorie alternativă, un fel de timeline paralel. Căci, conform fizicii cuantice, universul nu are o singură istorie, ci cuprinde toate istoriile posibile, fiecare cu șansa sa de a se materializa. Vorba unui banc cu doi fizicieni în care unul exclamă victorios M-am întors în timp și l-am omorât pe Hitler, la care celălalt întreabă Cine Hitler? Dar, fraților, stați liniștiți! Călătoria în trecut e cam improbabilă. Aflăm tot din carte. În cel mai bun caz, tot teoretic evident, din cauza curburii spațiului timp numai în viitor se pare că doar într-acolo am putea merge, nu și înapoi. Dar asta nu ne oprește să ne jucăm cu imaginația, căci de aceea avem literatură și cinematografie SF și chiar fantasy pentru a ne pune mintea la încercare. Hawking a făcut și o năstrușnicie, depășind barierele cărților. Căci, the world is not in your books and maps, it's out there, îi zicea bine Gandalf, unui hobbit ce avea să schimbe istoria pământului de mijloc. În 2009, fizicianul nostru a organizat la Cambridge o petrecere a călătorilor în timp, culmea, pentru a vedea un film despre călătoria în timp. Și pentru a se asigura că treaba e treabă, a trimis invitațiile după ce petrecerea a avut loc. Petrecerea la care Hawking a stat de unul singur pentru că nu a venit nimeni. Demonstrând deci că este imposibilă călătoria în timp sau, varianta a doua, că cei care călătoresc în timp nu-l prea plac și și-au băgat picioarele în partiul lui. Atât în scurtă istoria timpului, dar și în Răspunsuri scurte la marile întrebări, poate o carte mai inspirată cu care să începi aventura ta hockinghiană, nu ți se explică lucrurile precum ar face un academician pe model matematic cu 7000 de formule și teorii de neînțeles pentru o minte fragedă sau neobișnuită cu domeniile propuse. Ba chiar editorului Hawking, Peter Guzardi, dacă nu mă înșel, de la Bentham Books, i-a spus autorului prin 1985, când a produs prima schiță a lucrării Scurtă istoria timpului, că fiecare ecuație pe care o va include va înjumătăți vânzările cărții. Astfel că a rămas una singură, cea a lui Einstein, E egal mc pătrat, explicată în detaliu. Și o altă bârfă legată de carte este că în timpul scrierii ei, Hawking s-a îmbolnăvit de pneumonie și a trebuit să facă o operație de traheotomie, pierzându-și astfel vocea. Planul de a termina lucrarea era aproape ruinat în aceste condiții. Dar Brian Witt, unul dintre studenții care l-au ajutat pe Hawking în acest demers, l-a convins să utilizeze un soft de comunicare printr-un sintetizator de vorbire montat ulterior pe scaunul cu rotile al fizicianului. De aici, imaginea aproape clasică pe care o știți a lui Hawking și vocea sa inconfundabilă. Ulterior, nu doar că a adus cartea la bun sfârșit, dar cred că prin informațiile apărute în ea, a apropiat zeci și zeci de mii de cititori de marile întrebări și probleme ale fizicii. Iar abordarea lui este una filozofică, în primul rând, încercând să înțeleagă natura lui Dumnezeu sau chiar să pătrundă în teme, precum existența sau nu a divinității. Istorică apoi, prin poveștile fascinante care ne-au dus secol cu secol până la descoperirile de azi, nu în ultimul rând antropologică, studiind evoluția noastră și evoluția fizicii într-o corelație socioculturală. Eu m-am axat în episodul de azi doar pe câteva lucruri care m-au intrigat pe mine, pentru că altfel pentru Hawking ar trebui un material dedicat. Ori ce fac eu aici este doar datoria de a semnala anumite cărți și de ce ar trebui să fie în biblioteca ta. Plus că oricum mai bine ar prezenta Cristian Presură cărțile, iar dacă vrea îi predau ștafeta. Long story short. Scurtă istoria timpului, dar și răspunsuri scurte la marile întrebări, apărută cu mult mai târziu, adică în 2018, îți vor lămuri o sumedenie de lucruri despre cele mai interesante teorii despre lume, materie și univers care au fost gândite vreodată. Au fost publicate la editura Humanitas și, but of course, vă așteaptă pe Libris libris.ro. Atât pentru astăzi din primul episod din cel de-al doilea sezon de Zaya Book. Mulțumesc mult celor care comentează pe subiect preferabil și mă ajută să găsesc astfel și alte teme pentru edițiile noastre de carte. Mulțumesc pentru like-uri și share-uri și implicare. În ultimul an, nu doar că am primit multe mesaje din partea voastră, dar de câteva ori am fost și oprit pe stradă să mi se mulțumească pentru recomandările pe care le fac aici. Nu există bucurie mai mare pentru mine decât asta. Vă spun cât se poate de sincer. Și abia aștept în acest al doilea an de Zaya Book să vă provoc la noi și noi experiențe livrești. Eu am fost Andrei Ruse, și nu uitați că nu sunt doar pe Zaya Fet, ci și în librării cu Niscaiva romane. Iar pe Libri Spun Rou aveți reducerile și chiar la multe autograful meu. Foaia verde de papuc, s-a mai dus un Zaya Book. Uh! Câte minute avem ca în urma unei bombe nucleare, sau mai rău a unei bombe nucleare, nu am bubuit pe loc. <laughs> Am bubuit pe Long story short. Scurtă istoria timpul. Dar și... Nu, uitat titlul, cred.